моя должность примара, мой мандат примара был приостановлен. Я полторы недели назад передал для города финский трактор для уборки города в подарок. Я подарил автомобиль скорой помощи для Бельской больницы марки Ford. Я выделил 1 000 000 лей на брусчатку на городском озере. Я Григоришину передал 1 000 000 лей для скейт-парка. Там же на берегу... Ренат, вообще, ты из бань персональ? Да. Да, Андрей. Веревка декларации или дивинит? Пашикум зембеш. Что, пожалуйста, читеш зембеш? Твар читеш плынчкум. Держа кумцей моя правда. Я врёс инцелег. Я врёс инцелег, как опион спишу ли я мадук, что вот ез. Я врёс вот ез вамен де афачер дженерош, кари акопере гэуре дим бюджет около онде стату Република Молдова, но пать сфак пац. Ну, ту нума грузи, ту еш Вадика, ту, Вадика, ну, то мужчин фай спектакл. Йо, вот те с вами дженерваш, аскулты. Бун, Ренато, сынт уамень, кари се уйтла чест интервью, шо се гэндеск, йо пентру шини вотез, ун ом де афачер, кари ва акопери гэур дин буджет, са ун менеджер, кари ва асигура, ка уамни сайбы ди лукру, са уамни сайбы венитури май мари. Да, туда, ди менеджер, ну, ти интересяза, чем факу, диваре, шип, ти интересяза пропаганда, анцелеч? Ну, при чем здесь пропаганда? Ту шти, шин самна кувенту пропаганда, Ренато? Tu știi ce înseamnă propaganda? Ce înseamnă? Acum tu faci și faci Cristi Tabără la publică, știi, pe timpul Plăcutniuc. Adică așa ești cam situație. Absolut nimic. Ție-ți pare relevant comparația asta, da? Eu susțin, am o putere, da? Cristi Tabără susține partidul de guvernament și eu asta fac, am un interviu cu tine, tu asta spui? Da, eu spun că adică e același stil și adică tu ai scopurile tale și nu te interesează pe tine ca pe cetățele de manager. Tine te interesează așa, îți vorbești numai... Renato, tu vrei să vorbim doar despre lucruri frumoase? Eu ți arăt despre semne de întrebare, care mie personal și multor oameni spun, băi, stai o leacă. Nu, dar tu nu dai pe asta, ascultă. Eu ca manager am venit, în 6 luni am făcut audit la toate întreprinderi municipale. Am văzut toate problemele care erau. Am trimis cutii întregi de probe, de documente la procuratură, la CNA și mai departe. Ca rezultat, veniturile la piețele din Bălți, Andrei, au crescut cu 200% pe lună. Maturatorii în Bălți, unii din Botanicii sat, când tot spuneau, vai, usate, uitați-vă, eu spus, zacătaiu v asfalt la un potlogar care a furat niște maturatori simple de salarii și ne îmbla cu maibă în Spania, da, l-am pus la respect, am distrus această mafie, schemi și maturatorii în Bălți, azi, Andrei. Au salariu curat 4500, 5000 de lei la mână prinesc curat. Super, iaca, uite, iaca, e de laudat, da, de laudat lucru. Dar în continuare, tu ești pe scenă, tu n-ai vorbit niciun cuvânt despre maturători. Tu ai enumerat 5 sau 6 lucruri unde ai dat milioane din bani personali. Dar pe asta era zi orașului 6 de ani. Cum eu îți vorbesc la hram orașului de maturători? Deci maturătorii nu sunt orășeni, nu sunt locuitori a orașului? Nu sunt orășeni, că vezi tu, adică eu oamenii șed, au venit la distracție și eu slipu, eu am felicitat cu ziua orașului Navan și am felicitat. Hai tu, Renato, tu te mândrești cu această performanță. Tu ai performanță cu care te mândrești. Deși n-ai enumerat asta de pe scenă în 20 secunde de discurs, dar ai pomenit despre cum ai donat din banii tăi personali. Pentru că nie asta ne neroasă, băi, eu sunt de afaceri, votați-mă și eu vă mai ajut. Asta așa sună. Андрей, дедзу ораш лаше судянь, то ну спуни щи зворбеск. Йом ворбит щи, щи йом врут спун лауамень. Ацелеськи рад, дзу ораш лаше судянь. Хай оставку концерту шк фокур де артфичу, ша си ес ку презентаря программу лой сау рапорту де активитати. Ну пши глумеш, рапорту де активитати ол фак антри блокур, а? Таку йо требуй дар лауда аста ку донаций персонали дедзу ораш лай? Ну, аста е лауды пентру тени, Андрей. Анцелеш? Pentru oameni care nu au făcut nimic în viață, înțelegi? Da, eu sunt om care în viziunea ta n-am făcut nimic în viață. Eu cât în viață am făcut, știu, idei n-ai și n-ai să ai niciodată, dar tu, mă rog, tu faci propagandă și tu faci meserie, știi? Adică, nu, mă rog, Renato, tot normal. Tu recunoști că asemenea cuvinte sau asemenea argumente, eu cât am făcut, știu, idei n-ai niciodată, fiecare poate să-l spună despre fiecare. Dacă eu aș fi putut să încep discuția cu Renato, o să atrezi, zic, Renato, tu vrei în politică, dar tu idei n-ai cât am făcut eu în viața mea. Idei n-ai cât mai pot să fac. Ție-ți pare normal noi să ducem așa o discuție? Pentru și frazele astea care duc într-un tunel, într-un capăt de ofensă. Repet, eu vorbesc cu Renato Osatăi sau cu Ion Ceban. Eu sper că tu îți revii
și să continui să mă ajut pe mine să ajung la un adevăr. Dacă eu vin la tine cu o învinuire sau cu un semn de întrebare și tu vii la mine cu un exemplu de management ciotcos în care ai majorat veniturile piețelor din Belț, eu asta o să laud. De câte ori voi m-ați atacat în emisiunile voastre? De câte ori? E numărul. De câte ori te-am atacat, Renat? Tu îi dădeai bătaie așa cum îi dădeai tot secta voastră, înțelegi? Adică de câte? Renato, care este secta noastră și grăiești tu? Și este secta noastră? Ia zi. Ascult, hai eu propun, oricum, eu pur și simplu consum timpul și tot. Fă tu aia acolo. Păi eu am o groază de întrebări și eu cred că ele sunt curioase, trebuie de ajuns la dânsele. Hai să mergem mai departe. Tu nu dai întrebări, ascult. Eu știu, adică tu ești amul la lucru și ai alți scopuri. Tu n-ai scopuri să dai întrebări, să primești răspunsuri. Andrei, eu citesc oameni. Renato. Mai specialiști ca tine, crede-mă. Cu siguranță sunt foarte mulți specialiști mai mari ca mine. Repet. Dacă eu îți adresez o întrebare care ține de un minus în administrație publică și tu vii cu o contra argument la asta... Dar care minus tu l-ai, care minus tu l-ai numit? Renato, pentru mine este un minus atunci când tu dai din banii tăi personale acolo unde primăria știe că nu este plitcă în fața la policlinică. Pentru mine este un minus atunci când tu e numeri pe scenă în momentul înregistrării a blocului. Nu, uite, trebuie să încep cu alt minus atunci. Tu nici nu poți să asculți. Poți să mă lași să termin? Tu m-ai întrebat ceva. Dar nu pot să spun că tu ați... Băi, ascult, e că ori tu, ori Dorin Recean, ori mai sunt acolo specialiști. Hai, mai punem într-o oală. Și eu personal nu-l cunosc pe Dorin Recean. Deși tu grești despre asta. Hai, Andrei, ascult. Hai, eu te rog. Tu ai cu cine faci interviu, ai cu cine îți distrezi. Mie îmi pare rău că am acceptat. Unica și pot să spun. Păi eu n-am terminat. Eu mai am multe întrebări la tine, Renato. Dar eu nu vreau să discut. Deoarece asta n-are niciun rost, înțelegi? Despre... Când interviu eu discut, dacă ne... Despre ziua de naștere și plahotniuc la ziua de naștere, noi discutăm. Ascultă, îți spun încă o dată, lasă-mă cu propaganda ta. Renato, eu îți recomand să cauți cuvântul propaganda în dicționar, serios. Ascult, tu nu-mi dă lecții de viață. Andrei, eu doresc o seară bună. Eu mă credem faci și un interviu, dar voi cum ați fost? De-mi voi să termin să adresez întrebările, Renato. Tu m-ai luat cu atacuri, m-ai băgat într-o oală cu oameni pe care nu-i cunosc. Zaibiți, dragi prieteni. S-a încheiat, din păcate, interviul cu candidatul Renato Usatăi.